1938, din 7 octombrie, ați fost convocați în ședință ordinară cu materiale care le-ați studiat, le-ați avizat și rog pe domnul primar să supună spre aprobare întâi proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, ca după aia să trecem la primul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre numărul 77 privind alegerea președintelui ședința Consiliului Local al Comunei Corbasca la județul Bacău pentru trimestrul 4-2022. Am propus ca pentru următoarele 3 luni de zile domnul Iremia Daniel să ocupe funcția de și să ducă la îndeplinire prerogativele funcției de președinte de ședință. Vă rog să votați dacă sunteți de acord cu propunerea noastră. Voturi împotrivă, abțineri, mulțumim toată lumea cu deputate, votează pe domnul Iremia Daniel, președinte de ședință. Să-l rog să poftească lângă mine aici. Acum, ordinea de zi nu poate începe decât cu primul punct în afara celei scrise, și anume depunerea jurământului doamnei Bucur, Alina Elena, în fața Consiliului Local. Și pentru asta o să dau întâi citire încheierii transmise de către judecătoria Podul Turcului, ca urmare a vacantării postului de consilier local, ținând cont de demisia doamnei Pușcășiței Gina. La data de 12 am primit de la judecătorie încheierea Camerei de Consiliu, care admite solicitarea secretarului general cu privire la procedura de validare a supleantului pe lista Partidului Social Democrat în vederea ocupării postului vacant și în numele legii validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, a supleantului Bucur Alina Elena, declarat ales în cadrul scrutinului alegerilor locale din 27 septembrie 2020, când au avut loc alegerile locale. Invit pe doamna Bucur Alina în fața Consiliului Local să dea... Părintea mea, Daniel, este să te duci pe locul doamnei, să vină doamna. Da. Să te ia aici lângă noi și mai... Să dea citire jurământului, să semneze și... Dacă vreți să asistența... Să ne ridicăm în picioare, să e un moment solemn care trebuie... Subsemnata Bucur Alina Elena, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ, actualizarea cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Corbasca. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă rog să semnați. Sunteți consilier cu drepturi de pline și ați văzut și dumneavoastră emoția unui jurământ pe care l-ați uitat, din păcate, și l-ați transformat într-o rutină care este neplăcută uneori. Eu sunt critic, dar sper să vă îndreptați. Dar nu l-am uitat, doamnă secretar, pentru că să răspundem problemele de care sunt. Nu l-am uitat niciunul. Plus nu am avut nici Biblia la ședința următoare. Am avut Biblie, bă. Și nici Constituție. Nici Constituție. Sperăm să editați. Îl rog pe domnul președinte nou ales ca să ne prezinte, să-l prezinte ordinea de zi spre a putea fi votată și apoi intrăm în... Bună ziua! Ordinea de zi în ședința de astăzi este următoarea. Proiectul de hotărâre numărul 78 privind rectificarea bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru anul 2022. Cine-i de acord? Nu, la urmă, am vorbit și proiectul de hotărâre numărul 79 privind studiul de fezabilitate a indicatorilor tehnici economici și a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiții în ființare, sistem de canalizare în Comuna Corbasca, județul Bacău.
Proiect de hotărâre numărul 80, privind aprobarea alocării sumei de 70.000 lei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică Pâncești-Corbasca-Tătărăști, GAZ, județul Bacău, pentru anul 2022. Proiect de hotărâre numărul 81, privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 100 din 22.11.2019 și a hotărârii 70 din 13.08.2021, privind aprobarea proiectului Modernizarea Școlii Gimnaziale Sat Băcioi, Comuna Corbasca, județ Bacău. Și a cheltuielilor legale de proiect, legate de proiect. Proiectul de hotărâre numărul 82, privind aprobarea taxelor de înscriere și a regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor aflate în patrimoniul Comunei Corbasca, județul Bacău. Suntem de acord? Mulțumesc, domnul președinte. V-ați făcut datoria Drivu în conștiință. Intrăm în prezentarea proiectelor de hotărâre. Proiectul de hotărâre numărul 78. Aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Corbasca. Ați putut citi referatul de specialitate a doamnei contabil. Este? Nu ați văzut, doamne. Este. Da? E mai la spate. Este vorba de repartizarea unor sume către investiția numită modernizare drumuri de interes local. Investiția respectivă se apropie de finalizare în sfârșit. Și pentru asta trebuie să avem sume bugetare, care sume vin de la Ministerul de Resort, de la Ministerul Dezvoltării, și trebuie să bugetate pentru a putea fi făcute ultimele plăți la această lucrare. A fost nevoie de achiziționarea unui router pentru interconexiunea cu serviciile speciale, abonamentul pe instituții fiind schimbat și celelalte echipamente fiind luate de fost operator, a fost nevoie să ne dotăm cu router special pentru legăturile cu serviciul de telecomunicații speciale necesar activității din primărie. E vorba de 3.500 de lei. Trebuiau bugetate și sumele respective. A fost nevoie de achiziționare de echipamente antivirus pentru calculatoarele din instituție. Pentru suplimentarea facturilor care vin pentru energie electrică la populație între 14.000 și 400. Și cam atât văd eu la doamna contabil propus de noi. Da, în sfârșit, rectificarea am avut aproape în fiecare lună și dumneavoastră știți lucrul ăsta, pentru că ați fost aici și ați luat la cunoștință. Proiectul numărul 79, privind aprobarea studiului de fezabilitate, când ne-a luat limba foc, a indicatorilor tehnico-economice și a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiții, înființare semn canalizare Comuna Corbasca, județul Bacău. După cum bine știți, pentru Comuna Corbasca a fost aprobat acest obiectiv de investiții, urmează încărcarea lui în platformă și pentru acest lucru era nevoie de aprobarea documentelor care sunt deja făcute și a indicatorilor care sunt urmarea documentelor realizate. Prin urmare, ați studiat documentația și ați putut vedea despre ce e vorba. Da? Rapoarte de specialitate sunt aici în spate cu devizul investiției, care nu este un mic. E vreo 15 milioane de lei. Dacă ați putut studia și ați înțeles despre ce este vorba, o să vă rugăm să votați sau să ne întrebați despre ce este vorba la momentul discuției, la luărilor de cuvânt.
Proiectul de hotărâre numărul 80 privind aprobarea alocării sumei de 70.000 Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Utilitate Publică cu Cești Corbasca Tătărești Gaz, județul Bacău, pentru anul 2022. Știți că în paralel cu sistemul, înființarea sistemului de canalizare, tot la fel pe asociația asta de dezvoltare realizată de cele trei comune, a fost aprobată alimentare cu gaz, înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Puncești, Corbasca, Tătărești, o investiție de 26 milioane de euro, la care vă aduc la cunoștință că trebuie muncit pe brâci, așa că cele trei comune, având o entitate juridică împreună, trebuie să bugeteze sume pentru finanțarea lucrurilor care se întâmplă în direcție. O să discutăm la lucrurile de cuvânt. Proiectul de hotărâre numărul 81 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 122/11/2019 și a hotărârii numărul 70/13/8/2021 privind aprobarea proiectului modernizare școlii gimnazie în sat Corbasca, comuna Corbasca, județul Bacău. Sat Corbasca, sat Băcioi. Comuna Corbasca, sat Băcioi, da. Sat Băcioi. Așa. Este vorba de proiectul care este aprobat și care a fost scos până acum la licitații de 3 ori și pentru care nimeni nu s-a scris ca și constructor doritor. Și atunci, în urma adoptării de către Guvernul României a ordonanței de urgență numărul 64, a fost recalculat devizul general. Noi aprobăm un nou indicator, practic. Hotărârile anterioare au aprobat indicatorii de la acea dată. Noi aprobăm noi indicatori. Firma de consultanță s-a ocupat și apar noi indicatori tehnici, conform ordonanței și formulei de calcul în vigoare, urmând ca procedura de achiziție să fie reluată și poate dă Dumnezeu din fericire să avem și noi un constructor serios, serios să apuce de treabă. Și ultimul proiect pe ordinea de zi de astăzi, proiectul numărul 82, privind aprobarea taxelor de închiriere și a regulamentului și privind modalitatea de închiriere a utilajelor aflate în patrimoniul Comunei Corbasca, județul Bacău. Noi n-am mai putut închiria utilaje. Vă spun sincer că nici nu-mi doresc lucrul ăsta, pentru că reparația lor e mai scumpă decât orice închiriere și atunci când ai nevoie de ele, le ai defecte. Dar cumva de prețul combustibilului care s-a dublat în piață, n-am mai putut închiria. Practic ăsta e motivul real pentru care n-am mai închiriat, pentru că intram în contradicție cu orice calcul economic. Adică hotărârea anterioară era aprobată la prețul combustibilului de 3,90 lei, la motorii, nu mă refer. Astăzi este 8 lei și nu știu cât și eu, ca să dau cu taxa din hotărârea anterioară, n-am mai putut să dau drumul la utilaje. Au fost stabilite noi taxe, atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice. Le-ați consultat dacă sunteți de acord cu ele. Regulamentul este însoțit de toate documentele care trebuie să fie încheiate în momentul închirierii, cu cerere, cu ordine de serviciu pentru deservent, cu registru special pentru înregistrările astea și tot ce înseamnă. Asta este ordinea de zi de astăzi. Domnule președinte, vă rog să solicitați scrierea la cuvânt a consilierilor locali, dacă este cazul. Dacă nu este cazul, pe fiecare proiect în poate avut, în vedere că astăzi este sărbătoare, să trecem mai repede. N-aș vrea să închei cuvântul fără să o felicit pe doamna consilier Bucur pentru noua poziție pe care o ocupă în cadrul societății din Corbasca. Să-i urez un parcurs bun, un parcurs fructuos și să țină cont de cuvintele jurământului și de temeiul pentru care a jurat astăzi, adică interesul cetățenilor Comunei Corbasca. O rugăm să ceară domnului secretar regulamentul
de organizare și funcționare a Consiliului Local, să-l parcurg acasă când are timp și o mai rugăm să ia legătura cu cetățenii cu care se întâlnește, să-i întrebe despre problemele lor și să vină fără niciun fel de rețire în fața Consiliului să reprezinte spre rezolvare problemele cetățenilor. Asta este rolul fiecăruia dintre dumneavoastră de aici. Noi aici, la masa de prezidiu, suntem doar organe de execuție, dumneavoastră sunteți cei care veniți cu soluții și cu proiecte de hotărâre, noi trebuie să le punem în practică. Felicitări și succes în activitatea pe care o spus. Da. Dacă avem înscrieri la cuvânt, comentarii, domnule, proiectele... Domnul... În legătură cu școala de la Băcioi, acolo ar vrea să mi explicați un pic mai bine, că n-am înțeles eu, și ea nu mai funcționează acum, nu? Da. Deci tot funcțională e. Ea rămâne structură la școala Corbasca. Da. Da. Și proiectul și continuă mersul, indiferent de faptul că ea mai are personalitate juridică. Da? E o finanțare europeană pentru școala de la Băcioi, din satul Băcioi. Nu face proiectul sau investiția în sine, nu face discuții despre școală. E în satul Baciu, școala, da? Asta este obiectul investiției, să reabilitează școala de acolo. Prin urmare, chiar dacă este filială la Școala Generală Corbasca, proiectul merge înainte. După aprobarea indicatorilor, acum noi o să facem o solicitare de plată, pentru că am cheltuit sume în legătură cu asta, așa cum proiectul să fie, într-adevăr, în derulare efectiv, cu plăți făcute. Da, se ocupă o firmă de consultanță bună. Sper ca după 9 să avem și construcția, cum vă spuneam, pentru că a trecut ceva vreme și piața ne-a dat de cap cu toate promozile pe care le-am avut noi. Înțeles. E mult de făcut că pe viitor posibil să devină azil de bătrâni, măcar dacă copiii nu vor mai fi. Nu cred. Eu mă uit în Italia mai degrabă și văd tendința politică în Europa și credeți-mă că, nu știu, mă gândesc eu că într-un viitor nu foarte îndepărtat o să avem mai surprize vis-a-vis de acest aspect. O să vedeți că extrema dreaptă o să aibă câștig de cauză. Și dacă ați văzut noile tendințe, vis-a-vis de apariția unui nou curent politic, suveraniștii se numesc, da, studiază și aspectele astea și o să vedeți că se discută foarte intens. Acum, noi suntem obligați să pregătim. Da, o să fie populat sau nu, vom vedea. Lucrurile se pot conserva, se pot păstra. Aha. Părerea mea este că o școală populată e mult mai ușor de întreținut decât o școală în conservare. Ok, mersi. Și lucrul ăsta îl știm pe propria piele, l-am simțit cu celelalte școli. Da, sperăm să vină lumea la școală. Sunt de acord cu restul proiectelor. La diverse aș vrea să vă întreb cu sistemul de supraveghere. La sistemul de supraveghere avem o problemă că n-am făcut un studiu de coexistență, se numește dumnealui. Trebuie să cerem avizul de Elgaz Grid-ului, care sunt operatori pe rețele. Și acolo, până nu ne ducem cu documentația țiplă, nu ne dau accept să instalăm aceste camere și o să avem nevoie și de un abonament la paușal, pe cele 62, parcă, de obiective de înregistrare. Deci studiul ăsta durează cam 50 de zile, mi-au spus cei care urmează să contracteze. Trebuie făcut cu ridicare topo, cu amplasarea fiecare camere, cu o grămadă de lucruri. Da. Trebuie să avem studiul ăsta aprobat. Da, probabil că după anul nou o să fie. Echipamentele toate sunt aduse la noi. Deci lucrarea este instituționată, echipamentele sunt la noi toate, numai că nu putem să trecem efectiv la treabă, motivat de acest aspect. Nu avem studiul și documentația necesară de organizare. La iluminatul public? De miercuri sau de teară. Avem ordinul de începere, dar de o lună de zile. Cele 400 de lei sunt aduse la noi. Chiar domnul viceprimar mi-a ridicat problema că o să vină programul ăsta operațional pentru alimente iarăși. Și avem tot spațiul ocupat cu lămile. Și am sunat la executant și de miercuri mi-au asigurat că vor veni la lucru. Nu, că nu e mare. Păi nu, cum ar fi trece astfel de dată. Ce miasă? Mulțumesc frumos! 400 de lămpi pe drumurile principale. Și am avut o discuție de la care
plecăm, nu o să eliminăm nicio lampă din cele existente, o să punem și la stâlpii la care nu sunt lămpi, da? Așa încât fiecare stâlp pe drumurile principale să aibă lămpi pentru iluminat strada. Consumul nu trebuie să o fac? Nu. Au lămpi cu LED, consumul puțin. Nu. Venea Ministerul Mediului cu lămpi din astea care sunt mult. Adică soluțiile sunt ele care protejează mediul. Dacă merg cu lămpi și tot timpul. Ați văzut? De la Moldoveni curent. Eu nu aș fi de acord. Să frații noștri, le dăm de 30 de ani. 30 ceva de ani, acum cum să nu le dai în criză? Nu mă pide amoacă așa? Și noi tot timpul mers hoci? De amoacă. Cum să ia de amoacă? Da, domn președinte, vă rog. Da, eu știu să am despăcut mult. Da, mulțumesc. Da, care... Mulțumesc. Mulțumesc. Ca să citim un paranteză. Da, omul e studios, nu știe. Da. Care mai părăște? Eu zic că poate să ne bucuri consiliere și poate poate pe una să bucure. Au apărut în cele două proiecte privind introducerea gazului metan, chiar dacă eu... Chiar dacă suntem în criză acum, pe viitor să le facem. Noi mergem înainte cu proiectul. Deci, sperăm ca în cel mult, 2 ani, să fie rezolvat. Dar îmi durează foarte mult studii de termenabilitate. Apoi zice că... Avea studii de făcut. Ești făcut? Sigur. Și urmează proiectul în... Proiectul tehnic, da. Proiectul tehnic. Eu nu mai avem proiectul cu... Da, cu canalizarea. Deci, proiectul cu canalizarea, deci în acest proiect sunt prinse satele Măciori. Măcei Corvați, Corvați. Stații din Curași și Corvați. Stații normali, dacă normalului, ca și ucele. Pentru că sunt niște standarde ricos care te-au oprit acolo. Da, și depășea... Depășea cheltuielile pentru... în funcție de standardele ricos pentru data respectivă. Chiar o să fie... chiar așa... o să fie niște greutări, pentru că s-au făcut asfaltări, întâi introduce apă și vor fi niște lucrări făcute în plus la... la nivelul fiecărui sat. Deci, trebuie să ne bucurăm din aceste proiecte. Celelalte proiecte se referă la la desfășurarea activității la nivelul primăriei, la nivelul consiliului local, care trebuie urmărite. În general, sunt de acord cu toate cele 7 proiecte. La divers un pic aș vrea să vorbim și eu. În legătură cu apa, nu prea au apă mărbine. E de scaun. Nu au, nu că n-avea. Știți, m-am văzut după ce ar vedea pe aici. N-avea ieri, dar ieri... M-am luat la trebări. Ieri s-ar avea direct în el. Așa. Și cu drumul ăla să mai termin, dar noi... Care drum? Păi de la Băluță până la biserică, partea dreaptă, nu este niciun șans, nimic făcut. Astăzi, din proiectatul, mergem în teren și vedem ce mai e făcut. Tot mă întreabă, băi, tu așa rămâne. Băi, nu rămâne. Cum să rămâne? Ăștia sunt oameni, îți văd timpul la capăt. Și la Băcea, acolo, pe drumul ăla, canalul ăla, e în fundal. Astăzi vine domnul proiectant, l-am chemat pe teren să găsim soluții pentru fiecare. Nu au fost soluții tehnică, executatul nu va să facă, că vrea el. Acolo trebuie să facă ce-i proiectat. Deci, dar nu-i terminat proiectul ăla, că acolo trebuia șansă făcut, da, drumul. Domnul Dura, în cadrul unui proiect, pe perioada de implementare, apar surprize, apar probleme, apar lucruri care nu au fost prinse, studiul de fezabilitate. Și atunci să fac dispoziții de șantier, da, și să rezolvă probleme. Nu trebuie să stea lumea pe plică, că dacă s-au apucat, sigur o să termine, nu rămâne nedeterminat. Domnul Dura avea ca într-o zi stai. Dar nu într-o zi, dar... Deci domnul Dura a făcut lumea într-o zi. Dar la Valiura ne-ați scărișoară sau? La Valiura e legată cu Cânceștiu, conform master planului, scărișoară o să fie cu Vâlcel. Imediat cum semnăm contract de finanțare, că până la sfârșitul anului, eu sper să încărcăm să semnăm contractul cu capul tău, să facem partea cealaltă. Vă rog. Legat de energie,
înainte, așa și eu, mai în trecut, să făceam un tabel pentru persoanele care ar avea nevoie de lemn, de la Oculus Silvic, îți dădea un tabel, te scriai, se dădea și mergeai tu și le luai lemnele din, din pădurii. Da. Mai dar sunt oferte la noi, cred că pe gazeta de, la, de aici, de la primărie, sunt oferte la Oculus Silvic, inclusiv de perioada recentă. Cu parchetele în exploatare și cu prețul fiecărui material lemnos. Aveți așa ceva? Cât de primim informațiile și le punem pe, pe gazetă. Vă rog frumos să discutăm. De la 150 de lei lemnul moale la cioată, la, nu știu, 300, nu știu. Nu pot să țin prețurile astea minte, că sunt prea multe. Trebuie achitat aici la primărie sau mergi la Oculus Silvic? Nu, nu, mergem direct la un parchet și da. Luăm legătura cu domnul pădurar, care ne... Care ne jucoare. Da, să oferi să aducă dumneavoastră. Trebuie mulți. O să oferi, dar n-au voie, nu prea au voie să ducă. Domnul pădurar o să zic că nu am să-ți dau, dar ți-aduc eu. Nu, trebuie mers să mă folos Silvic. Poate vă povestește domnul secretar o poveste. Eu, da. Mă mai duc și eu la pădure, dar numai că privesc accentul. Restul, nici o la lemnul bun de pădure am asta, vă... Pentru că sunt foarte scumpi și prețurile care se duc pe la noi pe aici prin sat, pentru 2-3 metri cubi, cât... Oricum sunt mai mici decât cele pe care guvernul le-a plafonat în ultima perioadă. Da? La cioată, cel puțin, e cel mai efectiv. La cioată, dar restul... Eu n-am mai văzut de mult oameni cu căruța cu o vacă să meargă la pădure să-și aducă lemnul, cum erau pe timp. Nici vaci nu mai sunt cei drept, de adevărat, nici vaci nu mai sunt. Dar nici nu-ți dă, dacă... Ia uitați. Păi, știi, domnul. Eu n-am vrut să zic. Acum, dacă ai spus Matale, eu iau din bună ce spun. Și dumneavoastră, când îi vedeți prin sat, sunați vreau la da, voi, spune-mi, cum faci? Cum vine conform, cum vine? Maxim 400 de lei metru cub, când îi întâi? Vreau păi eu... E 300 de metru. 4. 4. A stabilit 4. Nu să se revin la supraiețele. Și n-au de jambă. Păi dar de postul ăla, căci n-au numai 740 de lei metru. Nu mai are voie, nici cel privat n-are voie să vândă mai mult decât guvernul reglementează. O să-i dea guvernul restul prețului. 420. Și noi am cumpărat, nu știu cu cât am cumpărat. Așa că treceți pe peleții 450 de lei. Da, noi am solicitat Oculus Silvic și ne-au răspuns că nu au decât tei să ne furnizeze. Tei? Da. La noi în zonă doar tei? Da, anul trecut am luat lemne de la Parabas. 1000 de metri cub să da. Tei. Bine, să și de celălalt. La ce spune, la 50 de metri care este și fag, este și da, dar l-au scos tot la drum, la șosea. Și acolo e mai scump decât, de cum ai zis, că la cioată. E 200 de lei la 150 la cioată, 200 la drum auto. Problema este cum aș putea lor cote de dat la lucrătorii care au activat în sector. Da, dă-mă de să... Își fac capurile... Și mereu vreo 10 metri cub la vânzare. Pe care ia pădurarul. Sau cum o ia care... Atunci la domiciliu ăștia. Da. Da, suntem mai cu toate proiectele. Sunt... Aveți invitații la doamna agenda? Am, am. De ce nu aici? Da. Vă rog. Sunt de acord cu băiile de hotărâri. Nu m-am interesat atât, că dracu poate să văd un... Sunt de acord cu toate proiectele de hotărâri. Sunt discuția astăzi. Încep prin a urmărsa pe doamna Bucur că este noua noastră colegă și sper să... Așa se face mai echipă bună. Sunt de acord cu proiectul hotărâri și mai ales vina asupra proiectului cu canalizarea, pentru că noi plătim, cel puțin eu, nu știu alții ce fac, plătesc vitanja. Și decât să plătesc vitanjare, mai bine să pune la canalizare, eu știu, un bani care intră la primărie. Și eu gândesc că este foarte bun, adică eu am dat 800 de lei de am vitanjat. Așa și nu numai odată, păi am dat puțin, atât am dat, 800 de lei. Așa, și sunt de acord, adică e benefic pentru toată lumea. Nu mai dăm picolo, picolo, că doar știm toți cum merg regulile. Pentru școala Băciuiei e foarte bine că să mergi înainte cu proiectul, pentru că nu se știe pe viitor, vorba domnului primar, ce va fi. Și în cazul în care se spune că nu, se va găsi o modalitate de a folosi, dacă tot din început proiectul nu trebuie să mergi înainte, ci că ar dai bani înapoi. Și nu ai cum să dai înapoi. Mi se pare că e un lucru bun. Poate veți în vedere și cu Căminul Istat. Eu îmi blestem zilele când trec acolo.
Stai un pic, să nu pice într-o zonă, domnul primar. Nu trebuie să treceți pe acolo. Dar pe unde? O drumă. Pe zonă prejuită. Este afiș, nu trebuie? Da, este, da. A fost închis acolo, dar... Da, mai este domnul Ricci. Păi nu mai este, că este tot cei care au trecut pe acolo au dat jos gardul. Să știți că noi nu l-am dat, chiar dacă trecem pe acolo. Nici voi nu. Nici noi, dar au dat jos tot cei care au trecut pe acolo. Da, și... Bun. E drept, e periculos este acolo. Este foarte, pentru că eu trec și o colesc, mă uit și nu mă ia groază. Eu știu că bine pe mine. Copiii fi așa, da. Procedura de achiziție a dat naștere unui constructor. Avem un constructor în sfârșit. N-aș vrea să vă spun cine constructor, să nu vă las cu mâine de cap, dar eu am speranța că odată finalizată procedura, o să treacă la treabă și o să avem și căminul la făcut și mie stă prin gât că o pierd. Și poate rezolvăm și cu WC-urile la școală, pentru că nu s-a făcut recepția. Cum faceți dumneavoastră legături telepatice așa cu WC-ul și că nu? Nu, dar au început să se strice. Și... Sunt în perioada, nici nu sunt predate la WC. Păi știu, tocmai de asta, n-am mai luat legătura cu... O să facem o adresă scrisă domnului constructor, să vină să le... Eu am mai luat niște materiale, nu sunt atât de scumpi de am făcut acolo și... Dumnealui a spus că vine să le plătească, e vreo 200 ceva de până îmi plătesc eu de lei, când Vasilică mereu îmi spune, dar poate vine, poate îl aduce Dumnezeu să... Da, dacă nu îl aduce Dumnezeu, îl aduce vreo apă și tot. Eu știu, apa nu cred că îl mai aduce. Trebuie să-l predea lucrarea până la sfârșitul anului, o să vină să facă ce mare de făcut și o să luăm legătura. Ca să rezolvăm. Îi facem adresă scrisă ca să țină minte de data asta. Cu telefonul văd că nu prea îl sensibilizează. Nu, dar l-am sunat și eu și nu răspunde. Că când avea nevoie, răspundea. Când am datorii, e bine să răspund la telefon. A, deci, așa. E o regulă românească. Și-o schimbat vor? Nu, da, o să-i facem... Să iași Dumnezeu și Lumine, abia aștept să vedem, pentru că în legătură cu terminul, suntem în instanță cu cei care au părăsit lucrarea și abia aștept să văd ce hotărăși cu instanța, că și mie mi-e doar așa de un... Azi au venit ceilalți la drum de la Fofichi și le-am predat documentația cu autorizația de construire. Și deja au început discuții. Abia aștept să văd ce o să spună instanța despre părerea dumnealor. Au obligația de a face, noi am refăcut documentația cum le-au cerut, suntem la autorizație de construire din nou. Le-am predat documentația cu proces verbal astăzi și dumnealor urmează să se apuce de treabă. Așa e obligația dumnealor. Să le dăm drumul ăla de la Fofichi. Aceeași poveste o scrie și cu primul grup cu care am avut contract de lucrări. Au părăsit lucrarea cu 3%. Și cu podul acolo, văd că tot aduc și pun și pe o parte și pe alta pământ, dar... Da, nu e nicio problemă. Avem o chestiune agreată cu garda de mediu. O folosăm cu ravena foarte adâncă și băgăm acolo materiale care rezultă din construcții. Ca să știu ce să le explic la... Da, tot era neacostică, fierbea. Au decomentat și trece la valea de aligat. Păi, dar nu comentează nimeni când aruncă resturi de astea, din plastic, hârtie. La gunoaie mă duc doar eu și dau focată, de rest... Chiar dacă vine mașina și întoarce la poartă la dumnealor, nu dau la mașină, dau o râpă. Da. Au avut dumneavoastră un mentor în zonă care a spus că râpa rămâne... Tot plătesc, domn primar, tot plătesc. Da. Nu înțeleg. Deci, mai tare să bucur dacă arunc acolo râpă și vede și eu mă duc, dau foc. Da, și arată rău. Arată rău când... Eu nu știu dacă o mașină din pământ arată mai rău decât o... Păi nu, eu am văzut mai aruncat... Băieții de la Vâlcele am înțeles, am văzut că o mai împrăștiat. Dar am să aruncat acolo unde... S-a format de ora în fața lor. Dar să nu se obișnuiască, că și podul ăla are, o... păi... are un timp al lui, o să fie făcut și ăla, că nu poate rămâne așa. Da. Bun, deci și de acolo poate plătiți. Mulțumim. Dacă mai aveți... Poate doamna Bucur, nou unsă mă studiez. Ne studiez și eu. Da. Da. Exact. Să se mai cunoască ca la Buștac. Da. Dacă îmi permiteți, domnul primar, vreau să fac o precizare cu privire la proiectul numărul 80 la Asociația de Dezvoltare de Comunicare. Există un consultant la nivelul ADI-ului, nu? Păi va trebui, pentru că el, consultantul privește niște sume din asociația asta, ea este încheiată juridic și trebuie să susțin cei trei parteneri în finalizarea lucrărilor. Pe asociația asta juridică, el
coordonează întreaga activitate, convoacă administratorii celor trei mateori, respectiv domnul primar Tătărăși, Pâncești și Corbasca, în cadrul ADI-ului să iau hotărâri care după aia se transmit către Consiliul Local în vederea alocării de sume de următoarele etape care au loc, licitații, consultare, da? Și aș ruga, și eu cred că o să fac și scris către domnul președinte al asociației, domnul primar de la Pâncești, să vedeți cum urgentați cu consultanța asta, în așa fel încât să nu mai fie nevoie să apelăm de 7 ori. Acum am sunat secretarul de la Pâncești, transformăm procesul verbal în hotărâri ca să putem emite finalmente hotărârea consiliului local. Că domnul primar are multe de cap și nu mai reușește, dar consultantul ține de aproape. Domnule, facem asta, convoacă, ține răpire, da? Aici, din punctul ăsta, la proiectul de hotărâre ultimul, 82, unde sunt majorate taxele și regulamentul nou prevede niște obligații atâta persoanelor care execută lucrări și au împlinire și dotare aceste utilaje, o să trebuiască să avem și discuții cu ei că utilizarea utilajelor în scopul chiriat nu trebuie forțate lucrurile în așa fel încât el să cedeze, că după aia le costă mai mult reparația decât taxa. Are de aici și de la cerere ordine de serviciu care va fi semnat și aprobat de către domnul primar cu, și cu viza domnului viceprimar, care va ține un registru special cu privire la tot ce se mișcă pe lucrările astea care mai au loc, la școli, la biserică, la societăți comerciale, la persoane fizice. Poate mai sunt lucrări și care nu trebuie să făcute la Aldala și oricum. Și cum a ales atenție la plata taxei, că aici scrie, se plătește anticipat și dacă se depășește ora, nu poate fi fracționată mai puțin de jumătate de oră sau prelungită până la finalizarea lucrărilor, în așa fel încât să știu ce casă. Nu că mai sta 10 minute și eu pentru asta nu mai dau, sau mai dau, sau ce mai fac. Adică lucruri de genul care nu ține de decât de clar, strict și la obiect. Da? Văd că nu spuneți nimic de modul cum decurg proiectele, ca și cum ar fi totul simplu, așa. Mai vorbim de gaz sau de canalizare. Așteptăm. Să vedem câți vă acorda în primul rând acolo. Firma asta care ziceți de consultanță o să ceară bani. Bani de unde vor fi? Din proiect sau din bugetul local? Sunt bani bugetați. În urma studiului de fezabilitate ați fost generat un buget. Noi avem sume bugetate de la începutul anului pentru proiectul... Și avem voie să plătim o firmă de consultanță? Păi nu, o secundă. Noi ne-am întâlnit la Pâncești, președintele acestei asociații de dezvoltare intercomunitare a fost domnul, și este în continuare, domnul primar de la Pâncești. Dumnealui ne-a spus că are mai mult timp și noi am fost de acord ca dumnealui să le prezinte în calitate de președinte asociației. Acum două săptămâni, cred, ne-am întâlnit și am stabilit că este nevoie, având în vedere volumul mare de muncă, de un manager de proiect. Pe care, sigur că bugetul ți-l poate prinde acolo. Sigur, o să genereze costuri lucrurile astea. Deci o să fie un manager de proiect, o să fie un contabil pentru asociația de dezvoltare, care o să facă plăți și o să deruleze activități financiar-contabile. Prin urmare, toate lucrurile astea sunt în curs de perfectare și atunci o să avem tot ce trebuie. Vis-a-vis de firma de consultanță, noi am colaborat, știți că proiectul a fost depus în primă instanță, în programul ăsta mare, nu mai știu dacă, în programul operațional regional. O să pare că în Poima a fost. Acolo a fost declarat eligibil și nefinanțabil. Și apoi a fost preluată mai de Salic în cele 105 proiecte finanțate. Deci cu finanțare asigurată de la bugetul de stat. Practic, contractul inițial pe Poim a fost epuizat cu firma de consultanță și cu cei care erau în dumneavoastră cu proiectarea. Urmează să fie o nouă achiziție publică. Eu, unul personal, am expus că nu sunt de acord ca în calitate de primar,
eu și colegii mei să facem achiziție publică și lăsăm când o scriu organigramă completă a ADI-ului să fac o achiziție transparentă și decizia să fie luată de o comisie și nu de un număr de trei primari care pot greși în anumite specii, pentru că nu avem calificarea necesară să putem face achiziții publice noi. De asta zic că, având în vedere și suma mare de bani pe care proiectul a născut-o, e închesuială mare și atunci trebuie făcut o selectare ofertelor transparentă și cel care o să câștige să fie cel mai bun dintre cei care ofertează și nu unul ales de nu știu cine pe anumite criterii. Lăsăm lucrurile să curgă. Până atunci, domnul primar se folosește de aparatul specialitatea dumnealui și știți despre ce vorbim. Doamna secretar face hotărâri, de domnul contabil mai face viramente. Da, sperăm ca într-o săptămână, două, să finalizăm organigramă la acest capitol și să închidem discuțiile, să fie achiziționată firmă de consultanță. La ora asta ne ajutăm tot de cei care au fost. Dumnealor vor să participe în achiziție și ei la licitație. Sigur că da, și pentru asta vin și sprijină. Dar asta nu înseamnă că ei vor fi cei care... O vedea ce se întâmplă, că e procedură publică și acolo nu poate nimeni să garanteze că o să câștige cine vrea. Câștigă cine trebuie. Dar ei știu ce mai bine ce e în proiect. Cine mai poate atunci? Legat de proiectul de canalizare, să știți că principiul de la care am plecat a fost obligația noastră, ca și comunitate, de a avea canalizare pentru satele care depășesc 2000 de locuitori. Băcioiu depășește de mult numărul de 2000 de locuitori. E obligație comunitară în cadrul relaționării României cu Uniunea Europeană. Calitatea de membru ne obligă să facem lucrul ăsta, altfel cred că procedura de infringement e declanșată de mult pe canalizare și pe mediu. Și atunci configurația reliefului și știu eu, așezarea noastră geografică ne dă o singură soluție pentru sistemul ăsta de canalizare. E clar că să avem măcar două stații de depurare pe raza comunei, una o să fie aici pe val în jos unde au fost viile, și una o să fie tot aproape de Rogoaza, care o să dezlegească Vâlcele și Scărișoara. Marvila rămâne, conform a stăpânului, la nivel de județ, racordată la Pâncești. Și Poglețul o să fie o soluție absolută. Scărișoara? Păi, Scărișoara cu Vâlcele să fie cuplate. Standardele de cost ne duceau până la valoarea 15 milioane. S-a închis la cele trei sate. Și asta a fost concepția pe care am avut-o în momentul în care am proiectat înființarea asta de proiect. De aici înainte, Dumnezeu cu noi și mergem să facem treabă. Avem timp să facem pentru toată lumea. Da. Și să treci în locuri, așa că găsim finanțări de obicei, de, ne interesează. Dacă mai sunt cuvinte de spus, întrebări de pus, cu utilajele acolo, deci cu utilajul, când se va închiria, se va închiria cu un conducător auto, nu? Absolut. Așa. Normal, nu cel care conduce să așa, trebuie să aibă grijă ce lucrări face, cum face, unde face. Acolo eu cred că e problema. Păi nu forțează la care închiriază. Tractorul ăsta, de o lună stă în fața primăriei cu roți de moi. Da. Niciodată nu s-o... Cine îi lua? Cine... Tractorul nu mai funcționează. Noi l-am scos pentru că a trebuit amenajat de curtea. L-am scos de aici. Oricum vrem să amenajăm în fața aici un garaj pentru toate alea să nu mai fie nimic în curtea aia și acolo să fie mașini, instituții și... Trebuie să poți niște piatra acolo. O să facem. O să facem tot ce trebuie. Asta de toate acolo. Abia ne-am înțeles cu cel care ține terenul. A renunțat la dreptul de proprietate și de utilizare și mi l-a dat nouă. Noi urmează să-l amenajăm, să facem frumos aici în față, un spațiu verde, avem în fața porții utilaje, o parcare pentru cetățenii care vin aici. O să fie foarte frumos amenajat, un pic de răbdare sunt columbe. Că dacă știam soluția de mai de mult, cu cât pământ s-a cărat sus acolo la necadăcarul după aia, umpleam de trei ori aici. Dar să mai sapă la șansuri, o să fie pământ rezultat din construcții și o să băgăm aici să umplim gaura asta, să nu mai fie răpasă în față.
Recunosc că ideea mi-a sugerat-o un domn de la Camera de Conturi, care lucrează în urbanism înainte la primăria Bacău. Și dar de ce nu faceți? Faceți ceva cu terenul ăsta și ori îl luați, ori vedeți. Am chemat la discuții cu cei care vedeți și au fost de acord să ne lase nou. Noi să-l introducem în domeniul public, pentru că nimeni nu are carte funcțială aici și primă scriere la mai. Și atunci o să fie al nostru, putem să investim, să amenajăm ceva aici în față. Cu bănci, cu alei, prin un spațiu verde, o să fie frumos. Da, până să fie frumos, trebuie să mai suport și ce-i urât, că nu ai ce să faci. Casetele alea puise. Am luat, stresul e podul de la Vâlcele, care a fost, este pe inventar, în inventarul nostru, al domeniului public. Și au fost recuperate când s-au demolat podul vechi și a fost construit unul nou. Și l-am adus aici în față, o vedea unde putem să... Ele sunt foarte grele și trebuie să... Eu tot la Vâlcele le vedeam puse acolo, la... La Borchină, nu? Da. Da, na, nu-ți mai dă nimeni, la o lucrare proiectată, acum nu-ți mai dă voie nimeni să folosești lucruri sau utilizate anterior. Nu-și asumă nimeni. Doar dacă o facem noi, dar nu, e greu. În sfârșit, asta o să fie probabil un loc de consolidare acolo, pe malul pârâului. Pus una lângă alta, s-o împrunc pământ și abia nu mai vine pârâul să spele. N-avem ce face cu ele. Orice lucrare nouă implică lucruri noi și nu poate nimeni să-și... Dacă mai folosim YouTube, pe unde mai folosim, asta sunt chestii provizorii care o să fie scoase la momentul la care o să fie implementat un proiect peste improvizația noastră. Despre asta, cu taxele, sigur, din punctul meu de vedere, sunt prohibitive. Știu ce e în piață și lumea merge mult mai ieftin decât ce avem noi aici. Sigur, nu o să vină nimeni să închirieze la prețurile astea. Și atunci, v-am spus că de la începutul discuției, că nu e interesul nostru să închiriem. Și dacă nu e interesul nostru, am făcut-o în consecință. Ca să fiu sincer și transparent. Taxele sunt foarte mari pentru... La ora asta găsești cu 200 de lei, 400 ceva persoană juridică. Persoană fizică? Persoana fizică e mai puțin, nu știu, 300. Da, e tablou, veni mai târziu un pic și mai... Dar nu, ți-am spus că interesul instituției... Știu ce am pățit, le-am dat la început și după aia s-au stricat și ne-au sărit părul din căciulă, nu mai... Dar când îți trebuie like, au dău și nu mai... E suficient să putem ajuta școlii, putem să lucrăm. Să fie nevoie de autogrele. Acum, în calitate de membri la GAL, cetate Tamasidaba, se implementează o măsură M6, cu cât de domnul? M5. M5, da. O să mai primim în jur de 16.000 de euro. Noi vrem să locuim tractorul ăla care nu poate să ne ajute cu nimic, un tractor bun, chiar dacă o să venim ceva cu finanțare la bani. Tractor care să fie folosit și iarna pe ulițe, împodobim cu o lamă de dezăpezire și cu o sărăriță după el, să facem ulițele astea scurte pe care le avem și pe drumurile lungi să fie folosite celelalte utilaje, autogrederi, autocamion și ce mai avem noi. Și pentru tocătoarele de vegetație pe care le avem vara, să nu mai mă rog de domnul Dobrea, de Cristi, că nu merge tractorul ăsta, că ne-a pus tocătorul, s-a strâmbat tot, doar de părți, ce să... A fost doar la vremea aia, a fost util atunci. Nu, dar astea sunt bune când sunt noi, după aia când sunt strigați sau... Acum nu mai e. E că este epuizat din procedură de evaluare ca toate bunurile din inventar. Cum vedea, au venit mai mulți ca să vindem, n-am putut să-l vindem, el trebuie evaluat, trebuie văzut de un expert mecanic, sunt mai multe lucruri care trebuie să făcute și atunci când o să avem tot pachetul ăsta de fiare vechi, să scăpăm de ele de aici, să nu ne mai rămân după noi și în scripte și în format fizic. Da. Dacă mai aveți probleme, dacă nu, vă urez poftă mare la gram. Vă sfătuiesc să mergeți la doamna Geta toți. Da. Ca să o faceți. A, dar e și domnul Abad, vede că eu am făcut abstracție. Eu vă sfătuiesc să mergeți toți ca să simtă și doamna care e gram azi. Că are muzafir sigur, dar n-am mulți așa ca noi odată. N-am de la Consiliu. Și ca să ne împărțim un două meciuri la domnul Octavie, nu? Că el nu știe nimic, să dea după aia pe spaiul din sărci. Nu, vă spun ceva, da. După ora 4. Eu sunt după ora 4. După ora 4. Dacă n-aveți locuri, doamnele, dați faucele. Dacă nu pinzi, azi ce faci? Dar dacă nu e foabil la 12, ce faci la 4? Dacă n-aveți locuri, dați faucele.
Auzi, că eu ne-am venit cu vouchere. Oh! No, doamnă, să ne dați vouchere, da. Semnează și tu astea. O semnează? A, nu toate. Mai are vreo mai de la o, la procesul. Dar el e secretar, nu e secretar. Da, măcar să ținem. Da, de ce ai vrea? Cum a făcut ceva? Nu, suntem pentru. Deci, să punem la vot separat. Separești. Asta se vede, da. Suntem în formație completă astăzi. Da, suntem toți. Am văzut câteva desemnate aici, Ioane, am văzut că nu ești venit așa de... Nu sunt un vin, dar a intrat cu șarul. Așa e tăcut a fost azi. Du-te aproape. Când nu poți să te bagi ochii cu ei, dar dacă chiar n-aveți nimic de menționat la proiectele astea. Sunt de acord cu toate. M-am gândit de urmă. Suntem alături de dumneavoastră, ce să mai comentăm? Totul e ok. Merg pe... Pe mâna dumneavoastră. V-am lămurit? Da. Sunt de acord. Ok, semnesc cu ochii. De acord. Păi au venit și mă duc eu. Haide, să răciți normalele. Da. Deci supunem la vot proiectul numărul 78, privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Gorbasca pe anul 2022. Cine este de acord? Potrivă, reține. Proiectul numărul 79, privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnic economici și a devizului general pentru realizarea obiectivelor investiții în ființare sistem canalizare în Comuna Gorbasca. Sunteți de acord? Da, trebuie că numai Gorbasca și Băcile. În Comuna, în Comuna Gorbasca. Puteți să abține, dar puteți să vă racordați. Ești împotrivă? Nu. Proiect de hotărâre numărul 80, privind aprobarea alocării sume de 70.000 lei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică Pâncești, Gorbasca, Tătărăști, pentru proiectul înființare sistem gaz. Sunteți de acord? Potrivă? Deci atât. Și gazele când sunt miercuri și vineri? Că mă nu-și pasul. A doua zi. Din astea. Proiect de hotărâre numărul 81 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 100 din 22-11-2019 și a hotărârii numărul 70 din 13-8-2021 privind aprobarea proiectului modernizare școală gimnazială Sat Băcioiu, Comuna Gorbasca. Sunteți de acord? Împotrivă? Proiect de hotărâre numărul 82 privind aprobarea taxelor de închiriere și a regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor aflate în patrimoniul Comunei Gorbasca. Sunteți de acord? Da. Vă mulțumim. Când e vorba de școli, nu se pune. Când e vorba de școli... Vă mulțumim și vă urăm o zi excepțională. Mulțumim.